Bună ziua și bine v-am regăsit la un nou episod din podcastul Ziarului Incomod, aici din studioul nostru. Alături de mine se află colega mea Bianca Mirică, iar subiectul pe care îl vom discuta astăzi are legătură cu activitățile extrașcolare. Întrucât ambele avem destul de multe activități școlare la activ, pe care le-am făcut fie în prezent sau pe care le continuăm în momentul de față, vrem să ne dăm puțin cu părerea și pe subiectul acesta. În primul și în primul rând, să stabilim ce activități școlare avem. Bianca? Păi, eu în primul rând am destul de multe activități extrașcolare pentru că mi-am dat seama de la începutul liceului chiar că sunt foarte pasionată să mă implic în diverse proiecte. Știu că și tu faci debate și eu am făcut debate în primul meu an de liceu, dar după m-am concentrat pe lucruri care erau mai focusate pe pasiunile mele reale, într-adevăr, să fie ceva ce îmi place să-l fac cu adevărat. Mi-a surus ideea de a mă implica în Consiliul Elevilor și de atunci, încă din clasa 10-a sau a 9-a spre final, am început cu Consiliul Elevilor și fac parte atât din Consiliul Școlar al Elevilor, CNMV, cât și din Biroul de Presă al Consiliului Național al Elevilor. După am continuat cu tot felul de cursuri și activități de vară, programe de vară, experiențe cu diverse persoane pe domenii precum public speaking, business, lucrat în echipă, comunicare și apoi mai mult pe sfera asta de media, jurnalism și clubul de lectură de Rory Bookshelf inspirat din Gilmore Girls. Cum ai spus și tu deja, am 4 ani de dezbateri în momentul de față. A fost activitatea care mi-a ocupat, cred că, cel mai mult din timp, tocmai pentru că mi-a strânit și cel mai mult interes. Adică mi-am dat seama că îmi place să vorbesc, îmi place să discut cu oamenii și tocmai faptul că am putut să ies cu ceva benefic de pe urma dezbaterilor, că știu să-mi argumentez ideile, să-mi exprim o părere într-un mod mai elevat, că pot să comunic cât se poate de ușor și că inclusiv pot să fac ceea ce fac acum, să vin în fața unei camere, să vin aici să discut cu tine și să dezbat niște subiecte destul de interesante și de mare interes pentru tinerii din ziua de azi, sper cel puțin. Asta mi-a ocupat cel mai mult din timp, doar că pe lângă am mai avut câteva activități de voluntariat cu, cred că, 2 asociații din Ploiești, unde am făcut atât partea asta de dezvoltare personală și am ținut workshop-uri pentru copii, tocmai pe partea asta de dezbateri și chiar și puțin pe presă la un moment dat. Și am mai ajutat și alți copii în sensul de donații, activități, să facem teme cu ei și așa mai departe. Am avut pe lângă astea câteva proiecte mai scurte cu echipele de robotică ale școlii noastre și ale MV-ului, dar au fost din nou câteva activități gen treasure hunt-uri sau m-au făcut cei de la Easter Fox și cei de la Infoman Robotics o activitate tocmai cu scopul de a promova cluburile și organizațiile din orașul nostru. Și pe lângă am avut puține activități cu o asociație cu proiecte Erasmus, pe care le-am prins din păcate în țară, voiam să mă duc și peste hotar, dar nu s-a putut chestia asta. Așa că am participat la cei din interiorul țării și am avut câteva activități inclusiv cu niște politicieni din Parlamentul României, unde am fost efectiv în Parlament și am discutat niște subiecte legate de tineri și legate de situația școlară din țară, fie că vorbim de abandonul școlar sau că vorbim de mesele calde pentru copii din zone și cu situații nefavorabile de acasă. Au fost niște discuții foarte interesante și toate m-au dus până în punctul în care să mă dezvolt foarte mult, pe plan personal mai ales. E foarte interesant că odată ce te implici într-un singur proiect, realizezi cât de multe persoane poți cunoaște și asta a fost o idee pe care m-am bazat și eu odată ce am început liceul. Știam că vreau să-mi lărgesc orizontul de networking, pentru că ăsta era un termen cu care eu nu eram familiarizată la începutul liceului, dar mi-am dat seama pe parcurs ce înseamnă și ce presupune și cât de important este să poți să ai oameni pe care te poți baza, să poți să ai contacte și persoane cu care să poți să colaborezi ca să realizezi proiecte și evenimente frumoase. Și pe lângă asta, cât de ușor e să cunoști oameni, mi se pare că e exact componenta asta socială care ajută foarte mult tinerii în astfel de asociații sau în astfel de proiecte, pentru că făcând abstracții de ok, avem și partea asta și total de acord de networking, știi că poți să apelezi la oamenii respectivi, e vorba de și de experiența pe care poți să o câștigi datorită lor, pentru că sunt oameni cum au fost la noi la debate, oameni cu foarte multă experiență, care aveau deja 4 ani de dezbatere în momentul în care eu am intrat în club. Și de la ei am învățat foarte mult pentru că au devenit trainerii mei și le datorez o bună parte din debate-uri care sunt astăzi, le datorez lor, tocmai pentru că m-au ajutat și au rupt din timp și asta îmi place foarte mult la activitățile extrașcolare, că oamenii sunt majoritar destul de binevoitori să te ajute, să te învețe și sunt răbdători, sunt oameni foarte calzi care lucrează tocmai pentru același scop, să fie bine tuturor, pentru că mi se par niște chestii destul de unite, fie că vorbim de dezbateri, de consiliu, de cluburi de lectură, științe și așa mai departe, sunt
niște oameni care luptă pentru exact același scop, să fie bine, să-i ajute și pe alții și să învețe la sfârșitul zilei. Da, e fix ideea de scop comun care ne unește să ducem mai departe misiunea proiectului în care ne implicăm. Așa, pe permisa asta, mergem și noi la clubul de lectură, pe ideea că lectura schimbă vieți în cel mai frumos mod posibil și susțin treaba aceasta nu doar pentru simplu fapt că îmi place mie să citesc. Am văzut cât de mult am reușit să mă dezvolt atât eu, cât și comunitatea de oameni care fac parte din clubul de lectură prin intermediul lecturii. Și mi se pare că dacă nu am fi fost atât de implicat și nu ne-am fi dorit să promovăm literatura în rândul tinerilor din România, nu am fi putut să realizăm lucruri atât de mărețe, cum a fost, de exemplu, conferința de pe 16 martie de la Biblioteca Națională a României. Evenimentul a fost posibil pentru că ne-am dorit să-l facem, pentru că au fost oameni care au vrut să se implice și foarte doritori de schimbare, în ideea că tinerii pot face și pot realiza lucruri impresionante. Pe lângă componenta asta de dezvoltare personală, pentru că putem să cădem de comun acord că te ajută, fie că vorbim că, nu știu, ai skill-uri de comunicare sau de research, că e și partea asta care intră cel puțin din nou. Mă bazez foarte mult pe dezbatere pentru că pe asta m-am axat în cei 4 ani de liceu, dar te învață să cauți atât pe internet informații, să citești, cât să și cauți informații în oameni, să discuți cu oameni care sunt în anumite domenii, de exemplu politică, economie, chiar și social media, și să obții informații de la ei. Dar mai mult decât atât, pe lângă componenta asta, mi se pare că te ajută foarte mult să ai lucrurile astea și la CV, la facultăți sau pur și simplu dacă vrei să te angajezi ulterior, dă foarte bine să fii membru al consiliului, să fii pentru câțiva ani sau să ai ani de dezbateri în spate sau să ai cel puțin câteva proiecte în care să te implici, fie că vorbim, nu știu, de ceva de reciclare, că te-ai dus odată să strângi dintr-un parc gunoaiele menajere de pe jos. Dă bine, pentru că te-ai implicat în societate, în comunitatea din care faci parte și asta caută, fie că vorbim de facultăți, angajatori, cam asta e. Pentru că dacă nu ai, nu știu, niște studii foarte... Nu ai făcut cel mai bun liceu din oraș sau n-ai terminat neapărat 12 clase, te ajută și chestia asta, pentru că e o componentă care se caută. Lumea caută oameni care pot să facă research, care pot să-și argumenteze ideile, care se pot descurca în contexte diverse și să iasă din zona lor de confort și mă uit inclusiv la facultățile la care aplic eu, tocmai am nevoie mai mult de CV decât, nu știu, nota din BAC, deși într-adevăr și aia contează. Mai mult se pune valoare și accent pe activitățile pe care le-am făcut în 4 ani de liceu decât notele pe care le-am avut. Da, eu sunt de părere că un individ dezvoltat din toate punctele de vedere este elevul sau persoana care se implică atât pe plan școlar cât și pe plan extrașcolar. Este foarte dificil să deprinzi aceste skill-uri despre care vorbeai și tu doar stând și învățând și acoperind programa școlară. Nu spun că nu este important, este foarte important să te dezvolți pe plan academic, dar proiectele extrașcolare și activitățile de acest gen te ajută să te responsabilizezi într-un mod în care, să spunem că dacă ai stat doar la școală și ai învățat, nu ai putea fi responsabilizat. În sensul că, da, angajatorii caută oameni care pot sări din tipare, pot ieși din tipare. Facultățile caută potențial studenți care să le atragă atenția în vreun fel și asta se întâmplă și în cazul Americii, unde vreau eu să studiez după terminarea liceului. Este foarte important să arăți un pattern foarte bine definit în aplicația ta și să-ți arăți implicarea în comunitate, faptul că ai vrut să faci o diferență, că ai vrut să te implici și că ți-ai dorit să acumulezi cât mai multe cunoștințe noi prin intermediul proiectelor extrașcolare. Da, exact. Pentru că ai foarte multe responsabilități la modul, odată mi se pare că ce înaintezi în experiență, practic, odată ce trece timpul, automat ai mai multe cunoștințe, deci poți să faci mai multe, cum e din nou, inclusiv în asociațiile de voluntariat, am început toți pe aceeași pe picior egal și ulterior ne-am dus, am avansat de la simpli voluntari la oameni care țin workshop-uri, de exemplu, și aveam responsabilitatea de a organiza workshop-ul, de a pregăti materialele, de a ne asigura că toată lumea vine și că sunt trimise informațiile corect. Adică e și responsabilitatea asta care te ajută până la urmă. Fie că vorbim de ai făcut un workshop sau fie că te-ai ocupat de o echipă la un moment dat și ai ajutat cu niște cazuri, exact chestia asta te responsabilizează, pentru că e o muncă pe care tu trebuie să o faci conform cunoștințelor tale. Și exact cum ai zis și tu, deși într-adevăr și școala
te ajută și te responsabilizează într-o oarecare măsură, pentru că, și de exemplu, trebuie să înveți pentru un test sau trebuie să înveți pentru bac, e responsabilitatea ta de a face chestia asta, dar e destul de limitată puterea școlii de a face chestia asta, tocmai pentru că stai un anumit număr, e cam de ore la școală, e cam aceeași materie, cam același lucru pe care îl faci, un ciclu destul de repetitiv la un moment dat și cred că se întâmplă pentru ambele în momentul de față, însă la activitățile extrașcolare trebuie mereu să vii cu niște idei noi, trebuie să vezi ce activități mai organizezi, cum te înțelegi cu noi tăi, cu echipieri poate sau cu noi oameni care au intrat acum în asociație. Sunt mult mai diverse situațiile în care ești pus comparativ cu școala. Deși, într-adevăr, și școala contează și nu trebuie să fie neglijată, în egală măsură, mi se pare că fiecare copil ar trebui să aibă cel puțin o activitate extrașcolară în timpul liceului. Pentru că trebuie să înțelegem că poate nu toată lumea are timpul necesar de a se implica exact așa cum ne implicăm noi. Poate sunt copii care se focusează mai mult pe olimpiadele școlare sau care sunt pe profile de real, noi două fiind pe uman, e automat mai multă materie de acumulat și de asimilat pentru elevii respectivi și, din nou, sunt interesele fiecăruia la mijloc, doar că părerea mea ar trebui măcar un an sau o da activitate la un moment dat într-o asociație să fie implicați copiii în chestiile astea. Olimpiadele și concursurile școlare sunt niște activități care chiar te responsabilizează, dar repet, doar pe plan academic, poate că, nu știu, calificându-te la faze naționale, internaționale, cunoști oameni noi, te duci într-un mediu nou cu care nu ai fost familiarizat până acum, dar din punctul meu de vedere este un sentiment incredibil să privești un public de oameni care s-a adunat într-o sală, cum a fost în cazul meu, de exemplu, recent, să văd peste 150 de oameni într-o sală veniți special pentru evenimentul organizat de mine și de echipa mea. Adică, nu cred, nu știu, cel puțin din experiența mea, este foarte greu să compare această I made it moment, momentul acesta de am reușit să fac asta, cu orice altceva. Și poate și asta contribuie la dezvoltarea ta personală, adică cu siguranță contribuie la factorul acela care te determină să continui să lupți și să te implici în cât mai multe proiecte, dar în același timp cred și că este important să te concentrezi pe o anumită arie. Nu știu neapărat dacă este benefic pentru tine ca și potențial student, potențial angajator sau angajat, să faci foarte multe lucruri și să le faci doar din ideea de a le face, nu eficient. Da, exact. Mi se pare că, exact cum ai spus și tu, trebuie să te focusezi pe câteva activități pe care le faci cel mai bine, cum a fost în cazul meu dezbateri, cum a fost în cazul meu dezbaterile și în cazul tău, consiliul și clubul de lectură, dar în egală măsură poți să faci câteva mai multe simultan, dar trebuie să le managerizezi foarte bine și trebuie să te asiguri că nu ți ocupă foarte mult timp, tocmai ca să poți să dai cea mai bun din tine la activitățile respective. Pentru că dacă îți acumulezi 3-4 asociații de voluntariat, ai dezbateri pe lângă, mai faci parte și din consiliu, mai ai și un club de manageriat și așa mai departe, deja devine mult prea mult și nu mai poți să te focusezi pe chestia asta. Da, timpul e clar o problemă foarte mare și un lucru pe care l-am învățat eu odată ce am început să mă implic în diverse proiecte este noțiunea de time management, adică faptul că am început să fiu foarte productivă într-un interval scurt de timp, am știut cum să-mi prioritizez obiectivele și să fac o listă cu ce am de făcut într-o zi, ce am de făcut într-o săptămână sau ce am de făcut când organizez un eveniment. Și ce voiam să mai adaug la ceea ce ai spus tu, este că eu am fost plăcut surprinsă de faptul că, uite, de exemplu, pe lectură, noi am putut să colaborăm cu echipe de robotică și nu mai am fi gândit vreodată la așa ceva, pentru că sunt două domenii, să spunem, total opuse, dar am găsit un teren comun și am putut să realizăm o colaborare cu proiecte pe științe, cu o revistă de științe. Am făcut la fel o postare pe contul nostru de Instagram unde am vorbit despre literatura din punct de vedere științific și asta mi se pare un lucru foarte bun pentru că odată ce te implici descoperi și noi perspective. Uite cum am descoperit eu pe aceasta cu literatura și știința și sunt foarte multe cazuri de proiecte care se întind pe mai multe ramuri. Voluntariatul se poate întâmpla în toate contextele, adică nu e neapărat nevoie să fii parte dintr-o asociație de voluntariat ca să fii voluntar. Noi am avut voluntari la conferință, oameni care au venit și și-au dorit să vină să ne ajute, să facilităm acest eveniment publicului nostru și mi s-a părut deosebit să dai dovadă de atât de multă implicare. Uite că tot vorbeai de voluntari care vin la anumite evenimente și asta e un
proiect de scurtă durată care e benefic pentru copii, pentru că exact cum ai spus și tu, nu trebuie să faci parte dintr-o asociație ca să fii voluntar. Mă uit din nou la, revin la dezbatere, îmi plac atât de mult încât o să continui să vorbesc despre chestia asta. Noi la fiecare competiție avem nevoie de voluntari. Fie că, nu știu, vorbim de oameni care fac poze sau care aranjează mesele sau care pregătesc sălile pentru a se juca în ele, sunt oameni care literalmente stau la baza întregii competiții. Noi fără ei n-am putea să funcționăm. Dar pe de altă parte și pe ei responsabilizează, și pe ei ajută. În primul rând, dă bine la CV să ai chestia asta. Am participat, am ajutat comunitatea, fie că fac parte din ea sau nu. Și mai mult decât atât, te responsabilizează în sensul de eu am chestiile astea de făcut, eu trebuie să le fac, toată lumea din jurul meu are nevoie de mine, așa că trebuie să mă implic și să dau cea mai bun, tocmai pentru că sunt atât de mulți oameni care depind de mine. Și chestia asta, fie că vorbim de, exact cum ai spus și tu, cum ați avut voi la clubul de lectură, sau că vorbim de dezbateri, sau că vorbim de orice se organizează pe planul ăsta, de echipe de robotică sau cluburi de științe și așa mai departe, toată lumea are nevoie de foarte mulți oameni implicați. Și un mod de a te dezvolta și de a te implica și de a cunoaște oameni, scurt, dar eficient. Eu sunt de părere că în ultimele luni sau cel puțin în ultimul an au fost foarte multe inițiative care au luat, au prins conturi și în Prahova, făcute de elevi, cum, în afară de ceea ce am reușit să facem noi pe parte de dezbateri, pe parte de consiliu și așa mai departe. Există clubul de științe din liceul tău, există foarte multe echipe de robotică care au rezultate impresionante, există tineri care se remarcă prin competiții de dezbateri, comunicare și așa mai departe. Adică sunt ferm convinsă că odată ce vezi ce îți place cu adevărat, chiar poți să ai rezultate incredibile și să demonstrezi oamenilor că dacă faci ceva din pasiune, chiar poți să, și să demonstrezi ție, nu neapărat oamenilor, chiar că poți să reușești și să ai succes. Însă, în egală măsură, cred că există și niște dezavantaje, exact cum am spus până acum, partea asta de timp, că ți ocupă foarte mult din timp și că trebuie să te înveți să fii productiv și să-ți folosești timpul la capacitate maximă și poate nu toată lumea poate să facă lucrul ăsta, nu toată lumea se pricepe în a fi atât de productiv sau nu toată lumea are motivația de a face chestia asta. Însă, dacă, să spunem, ai școală, te focusești și pe școală, în egală măsură ai și activități extrașcolare, unde mai e timpul de socializare? Apare de efectul ăla de burnout, pe care cred că fiecare copil care mai are și un alt proiect pe lângă școală l-a simțit la un moment dat. Și cel puțin în cazul meu, dezamăgirea cea mai mare a venit când am primit feedback negativ de la anumite persoane. Da. Deci, cred că feedback-ul negativ nu neapărat cel constructiv, eu vorbesc strict de feedback-ul negativ, gen ăla pe mine m-a făcut la un moment dat să cred că nu merită să mai continui ceea ce fac, dar e important să vezi, ia în considerare critica constructivă, vezi ce poți îmbunătăți la tine pe parte de proiecte, dar continuă, pentru că dacă nu o să fie oameni care nu sunt de acord cu tine... Practic, dacă nu ai feedback negativ, știi că nu faci ceva bine. Asta e. Mereu o să existe păreri mixte, mereu o să existe oameni care nu o să fie de acord. Important e să fii tu mulțumit cu ceea ce faci și să aduci un plus valoare atât ție cât și comunității din care faci parte. Și cam asta este. Dar când mai vorbim de timp, mi se pare că e logic, e firesc să, la vârsta asta, să-ți dorești să socializezi, să ieși în oraș, să stai cu prietenii. Dar cu atâtea activități, de multe ori nu poți să faci lucrul ăsta. Tocmai mă uit, inclusiv la mine, de când am început să lucrez aici, mi s-a mai limitat din timp. Adică eu după școală, dacă nu mă duc la pregătiri, mai sunt slabe șansele de a putea să stau în oraș cu prietenii, pentru că eu știu că am responsabilitatea să vin aici. Nu mă ține nimeni cu forță, dar mie îmi place atât de mult să fac lucrul ăsta și mi-a intrat deja antipar, încât îmi e greu să zic, ok, nu vin azi că mă duc să beau o cafea. E pur și simplu dorința mea de a face chestia asta. Și sinceră să fiu, cred că și simți un sentiment de vinovăție atunci când vezi că nu te implici din ideea că, uite, mă duc la o cafea astăzi. E foarte important să ai o balanță bine stabilită între responsabilități și timp liber. Adică nici să te epuizezi în sensul că muncesc foarte, foarte mult ca să dau un rezultat bun, pentru că e foarte probabil să clachezi la un moment dat și să nu mai poți să continui. Dar, odată ce îți intră în tipar și în rutină, e foarte greu să renunț la un lucru. Că și mie, dacă mi-a spune cineva să renunț mâine la tot ceea ce fac, cred că mi-ar fi foarte greu să fac ceva cu timpul meu. Plus că noi avem ani de activități în spate și ar trebui să ne construim practic o nouă rutină, un nou mod de a aborda viața și de a ne asimila tot timpul ăsta liber. Pentru că acum ne-am gândit, eu ce ar trebui să fac acum? Eu eram atât de obișnuită să fac lucrurile astea după școală, să vin la birou sau să mă duc la pregătiri. Aveam toată rutina asta și funcționa perfect. Acum mă simt ciudat să nu mai fac nimic.
Da. Am simțit că asta cu pregătirile după ce am susținut examenul de din clasa 8-a, evaluarea națională, exact. Când m-am trezit în vara aia dintre a 8-a spre a 9-a, da, și am realizat că nu mai am nicio pregătire și atunci, fix atunci a fost a pornit în capul meu gândul că trebuie să fac ceva cu timpul meu și ăsta e momentul în care mă pot implica în proiecte extrașcolare. Exact, asta a fost. Cred că aveam amândouă senzația asta că noi trebuie mereu să fim la foc continuu, da, să facem ceva cu timpul nostru, că altfel nu avem randament, sau mă rog, cel puțin asta a fost experiența mea. Și odată ce am intrat la liceu, exact cum ai spus și tu, am avut exact aceeași experiență, exact aceeași senzație de trebuie să mă implic, trebuie să fac anumite lucruri cu timpul meu, că altfel simt că stau degeaba și nu pot să mă dezvolt eu ca persoană. E bine persoană. Să și fie evidențiate oportunitățile pentru tineri în școli. Asta este părerea mea, adică e o părere foarte bine stabilită pe ideea că eu, dacă probabil aș fi știut de unele oportunități sau aș fi știut că pot face unele lucruri, le-aș fi făcut mai devreme decât, da, le-aș fi făcut decât le fac acum. Da. Și cred că este important să avem un canal foarte clar de comunicare între oamenii care susțin aceste proiecte sau inițiative și elevi, pentru ca aceștia să vină ulterior să se implice și să dobândească experiența despre care am vorbit și noi până acum. Deci concluziile pe care putem să le tragem, în primul rând, activitățile extrașcolare sunt foarte importante, fie că vorbim de unele de scurtă durată sau unele în care te implici pentru ani și ani de zile, cum am avut și noi. Mai mult decât atât, dau foarte bine la CV și dau foarte bine pentru copii și pentru viitor studenți, cum ai spus și tu, în momentul în care vor să se angajeze sau în momentul în care vor să intre la facultate. Dar în egală măsură trebuie să știi și să-ți manageriezi foarte bine, da, timpul, că altfel nu o să ai niciun fel de rezultat și, exact cum ai spus și tu, trebuie să existe o balanță între ceea ce fac eu la școală și activități extrașcolare și timpul liber, ca să nu poți să da, nu trebuie să le amestec. Stresul nu e bun. Da, și să-ți permiți să te distrezi, să te relaxezi, măcar la sfârșitul săptămânii, da, să ai două zile e libere. E important să poți să fii capabil să faci și, adică să realizezi și importanța timpului tău liber și la un moment dat când tot te implici și vezi că timpul tău devine limitat, o să încep să-l valorifici mai mult. Adică, da, la un moment dat o să spui că vreau și eu, uite, să am o oră în care să citesc sau să fac ceva care îmi place mie doar pentru că îmi place mie. Și de asta este important să vezi, să te cunoști ca persoană și când vine vorba de activitățile tale extrașcolare și de proiectele în care te implici. Ok. Vă mulțumim foarte mult că ne-ați urmărit și rămâne să ne auzim pe data viitoare.